Deci, iată, suntem din nou în emisie și vom face câteva reportaje, deci, despre armata română. Deci, armata română, un dezastru total, un dezastru total pentru România. Prea puțin cunoscută și prea puțin studiată, am arătat raiul trădătorilor din neam și de țară, al cheltuitorilor de fonduri, al distrugerii interioare a poporului român. Deci, vedeți ce este acum în țară, peste 1.000 de întreprinderi distruse, peste 4 milioane de oameni plecați care au tendința să rămână acolo. Aici avem o populație, să spunem, îmbătrânită complet, deci pauperizată și o situație economică dezastroasă. Deci, ce se întâmpla în Imperiul Otoman? Deci, în Imperiul Otoman, armata română era antinațională prin definiție, cu ritualuri antinaționale. Deci, cu ritualuri antinaționale, am putea spune cum ar fi în cărțile astea sacristie neagră. Deci, armata română cu cea otomană contribuia la, să spunem, asasinatii în masă care le făcea armata otomană și la aceste deportări. Cei mai buni copii, să spunem, care apăreau pe teritoriul țării, erau imediat identificați, deportați sau decapitați. Deci asta era armata română în timpul otomanilor. Deci, punem așa, o dominație otomană de pe la 1570, 1575 până la războiul de independență.